Salut! În videoul ăsta o să vorbesc puțin despre utilitate, despre funcții de utilitate mai exact, sau satisfacție. Utilitate știți că este sinonim cu satisfacție. Ca idee generală să știți că utilitatea este unul dintre cele mai importante concepte din economie și cu siguranță unul dintre cele mai importante și un, cu siguranță cel mai important concept care veți lucra teoria consumatorului. Bun, ca exemplu cum arată o funcție de utilitate, ea este ceva de genul ăsta. Aici avem cantitatea consumată dintr-un anumit bun, iar aici avem utilitatea. Utilitatea este o funcție concavă. Aici este, atinge aici un punct de maxim. Maxim, după care apoi începe să scadă. Pe noi, la modelare, o să ne intereseze exact porțiunea asta până la punctul de maxim, aici fiind un Q optim, care notăm de obicei Q steluță. Bun. De ce este concavă funcția de utilitate? Intuitiv e foarte simplu. Atunci când consumăm un bun, să zicem, nu știu, o prăjitură, punem aici o amandină, dacă ne place prăjitura asta și o consumăm în cantități mai mari, o să obținem o satisfacție superioară. De exemplu, dacă mâncăm două amandine, o să fim mai satisfăcuți, mai mulțumiți, dar dacă mâncăm prea multe amandine, la un moment dat poate să ni se facă rău. De exemplu, nu știu, dacă consumăm peste 10 amandine, să zicem, apoi poate să ni se facă rău și utilitatea începe să scadă. Aici, la punctul ăsta, utilitatea, după punctul ăsta de maxim, utilitatea marginală devine negativă. Adică dacă o să consumăm a 11-a amandină, o să începem să resimțim o utilitate marginală negativă, ceea ce va determina ca utilitatea totală să scadă. Ceea ce se vede aici. Bun. Ca exemple cele mai uzuale exemple cu care veți și lucra la modelare de funcție de utilitate sunt logaritm din Q și funcția radical. De ce? Pentru că astea îndeplinesc în primul rând condițiile de funcție de utilitate și graficul arată cam așa, la logaritm. Aici se duce la infinit. Mă rog, nu chiar așa mai. Trebuie să fie ceva de genul ăsta, logaritm. Iar radicalul e mai abrupt. Bun. Acum, ca o funcție să fie considerată funcție de utilitate, trebuie să îndeplinească anumite condiții. Condiții. Să vedeți că o să aveți la început niște probleme cu să demonstrați că o anumită funcție dată este funcție de utilitate. În primul rând, ca funcția să fie funcție de utilitate, trebuie să fie continuă. De două ori derivabilă. Bun. Doi, trebuie ca utilitatea marginală să fie pozitivă. Utilitatea marginală, care este de fapt prima derivată a funcției de utilitate, de U, de Q, să fie pozitivă. Asta înseamnă că funcția de utilitate total este crescătoare. Știți că
semnul derivatei dă monotonia funcției. Și 3, ca a doua derivată să fie negativ. Asta asigură concavitatea funcției de utilitate. Matematic se scrie așa, de rând, două ori, în funcție de utilitate, funcție de argumentul Q, să fie negativ. Asta înseamnă că U este concav. Sau, așa, funcție așa, mă rog. Putem zice că e trist. Funcție tristă. Sau care nu ține A. Bun, aici o remarcă, dacă o să aveți două argumente și cum o să aveți când o să lucrați cu două bunuri, fie, nu știu, QI, QJ, aici funcția asta devine, pardon, derivata aceasta devine derivată două argumente și se rezolvă cu trebuie să faceți matematica hesiană ca să demonstrați condiția asta. Bun, ca tipuri principale de funcții de utilitate, o să vă spun câteva. În primul rând, Cobb-Douglas. Cu Cobb-Douglas o să lucrați de acum înainte mai tot timpul. Aici e o poză cu Douglas, un economist american, și Cobb și Douglas, americani. Din păcate, cu Cobb n-am găsit o poză, nu știu de ce, poate era mai obscur. Bun. Cobb-Douglas, ei au descoperit tipul ăsta de funcție în 1927 și arată ceva de genul ăsta. Dacă avem un nu de, să zicem, vă prind la cazul general. Q1 Qn. Ar trebui să fie ceva de genul ăsta, Q1 la alfa 1, ori, puncte, 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 ori, Qn la alfa n. Bun, unde alfa, oricare alfa, i, pozitiv. Dacă sunt două bunuri, este mai simplu, ai Q1 la alfa 1, Q2 la alfa 2. E foarte ușor. Apoi, o altă funcție de utilitate celebră, cu aplicații în finanțe, este CES, sau Constant Elasticity of Substitution. Bun, ea arată ceva de genul ăsta. Qn. Trebuie să fie ceva cam așa. Alfa 1 Q1 la 1 ρ plus puncte puncte plus alfa n, cam este n, Qn la același rho, totul la 1 pe rho. Apoi, un alt tip de funcție de utilitate este celebră, este Leontief, de la Vasile Leontief. Acesta a fost Vasile Leontief, un mare economist ruso-german, a murit în 1999, a predat pe la Harvard, a fost profesor pentru Paul Samuelson, Solow și alți mari economiști. Bun, funcția de utilitate Leontief e puțin mai ciudată și arată ceva de genul ăsta. Q1 Qn minim din alfa i Qi. Ops, am uitat puțin în vernul.
Da, mă rog, nu se supără. Și utilitatea, și funcția de utilitate Bernoulli provine de la Daniel Bernoulli, cel din poza asta de jos. Un U de Q poate fi scris ca felul următor. Ai Q la 1 minus alfa, 1 minus alfa, pentru alfa diferit de 1, ca să aibă sens asta, și logarit din Q la alfa egal cu 1. Cam astea sunt cele mai importante tipuri de funcții de utilitate, iar dintre astea, cel mai des o să lucrați cu Cobb Douglas și Chess, și e bine să le știți. Dar e foarte important să știți și condițiile prin care demonstrați că funcția este funcție de utilitate, acestea trei sunt.